Premierul României Florin Câțu se arată optimist cu privire la redeschiderea școlilor. El a anunțat că la modul în care se desfășoară lucrurile în acest moment, sunt șanse mari ca elevii să se întoarcă la școală începând cu al doilea semestru. Totodată, Câțu a spus că redeschiderea economiei va urma doar în cazul în care campania de vaccinare va fi un succes. Decizia se va lua pe 2 februarie. Și noi ne uităm zilnic, mă uit, primesc de la doamna Rafat statisticile și analize și în detaliu și uităm exact să vedem cum evoluează pandemia. Este un alt lucru important, pentru că noi toți ne axăm acum pe vaccinare, pe campanie de vaccinare, ceea ce e important să comunicăm, dar trebuie să nu uităm că în România încă există o pandemie și la nivel global. Trebuie să păstrăm măsurile de restricție, trebuie să purtăm mască, trebuie să distanțare socială. Dacă lucrurile rămân așa cum sunt, este clar că vom începe pe 8 februarie. Premierul a punctat că este importantă redeschiderea școlilor, dar acest lucru depinde și de gradul de conformare la măsurile dispuse de autorități, dar și de succesul campaniei de vaccinare. Vreau să deschidem școlile pe 8 februarie, este important să deschidem școlile pe 8 februarie. Eu aș vrea să deschid toată economia, nu numai școlile, dar depinde, bineînțeles, de cum evoluează pandemia. Trebuie să ne vaccinăm și trebuie să păstrăm aceste măsuri de restricție. Este simplu. Mască, dezinfectant și să ne vaccinăm. Dacă facem aceste lucruri, veți vedea că vom deschide economia cât mai curând. Cât despre redeschiderea economiei, premierul are aceleași sfaturi pentru cetățeni. Treptat vom relaxa economia, dar totul este condiționat de cum evoluează pandemia și campania de vaccinare. Ele merg mână-mână. Mi-ar conveni ca economist, ca ministru al finanțelor și acum ca premier, mâine să deschidem economia, pentru că așa avem bani să plătim pentru tot ceea ce vrem să facem, și în sănătate, și în educație, și program de guvernare. Dar depinde de noi. Dacă vrem să deschidem cât mai repede economia, măști, dezinfectant, distanțare socială, toate restricțiile pe care le-am impus, condițiile acestea și vaccinare. Trebuie să ne vaccinăm.